Acolo s-a întâmplat o avarie. Am aflat eu, nu chiar în ziua și ei, și vreo săptămână și ceva am aflat, cineva m-a sunat, acolo am doi nepoți, unul de la Vârda, unul de la frate. Aici de la frate trăiește pe la Călăraș, nu știu pe unii, pe încolo, el e un băiat de treabă și a lucrat pe la Moscova, a fost pe la Leningrad, el a făcut niște șarlatanii, dar însă, pe rând am să le spun, puteți și lasă audă țara și lasă audă și Leningradul. Au făcut avarie. Când au făcut avarie și ei acolo, au luat, ei noapte au fost, au fugit de la avarie, s-au dus, a doua, ori eu știu când acolo, au făcut, au părut piciorul și alălalt unul este Gudumac Anatolie Zaharia din Trinca, ei sunt prieteni și cu Petrovici Anatole Vasile. El e din Trinca, e nepotul meu și așa la nepot, cum am spus, dar el trăiește pe la Călăraș, a fost pe la Moscova, a fost pe la Leningrad. Acolo la Leningrad, pe dânsul, l-a judecat 15 ani de zile, dar nu 15, dar trebuie vâșca lui, trebuie să-l împuști mai ales. Am văzut și ce s-a întâmplat. El acolo a luat de la bani, a scos de la tata lui, a fost tata lui, când copii, el a avut 8 copii și a muncit pe la piatră, pe la var, pișe, pe la livadă, cu copii, a muncit, a făcut bani, a avut, dar la un timp tatăl s-a îmbolnăjit și a murit, înțelegi, și a rămas acasă. 8 copii au rămas și fiindcă eu am fost numit de tata lui ca ei să supui în ei și să mă asculte pe mine. Nu au mai crescut copiii, au făcut arici și au plecat. Anatolie Petrovici, nepotul meu, a plecat, a fost dus pe Rusia, pe unde a fost, pe la Moscova, pe la asta, și a fost pe Leningrad acolo, a lucrat pe la construcții și a tăiat un asta, un prorab, spun, a tăiat un prorab și l-a dus la gunoi, că nu le plătea bani și nu și făcea acolo, eu am ajutat. La dânsul a fost judecată la nepotul meu. Nepotul meu a stat 15 ani, dar a scos banii de acasă, de pe cnișcă, care tata lui înainte de moarte a lăsat la 4 copii, a scos banii, a luat covioare de aici și am șetit o scrisoare de la dânsul să-l ajute, înțelegi, ca să-l scoată de la moarte. Eu am spus că eu nu mă implic în treaba asta, și ai cătat, și ai găsit, așa ai s-o pățești. Eu nu l-am crezut, eu nu l-am zghertat. Acum el a dat mamă să lui, s-a dus cu bani, s-a dus cu o persoană de la Tringa, s-a dus acolo, au găsit ei limbă comună și l-a scos pe dânsul de la 15 ani, dar a zis că mama lui spune că totdeauna a executat o persoană în locul lui. Așa am auzit el din spusele mamei lui. Am uiat, el a scăpat de la închisoare și a venit la Trinca, la Trinca n-a stat, el cu soții și așa din tăi nu s-a împăcat și a plecat la Moscova. A plecat la Moscova și acolo toți s-au bătut și au făcut, o stat și de acolo pe la închisoare, a venit acasă, s-a găsit o persoană de la Călăraș, trăiește cu dânsa acolo, trăiește, nu știu, acum băi, trăiește ori nu. Și a fost acum la gătitul lui noiembrie 2023, a fost pe pensat cu mașină, cu un taxi. Și a venit țara, a fost prin Tringa, s-a dus, a mai băut cu niște băieți acolo și a găsit un băiat pisa pe Gudumac, Anatolie Zaharia, și s-a dus la Corjăvuț ca să zăpravlească mașină. Și întorcându-se înapoi, eu știu că era oara, era mai târziu, înțelegi, băieții erau, cred că după Călima, înțelegi, nu știi cine a fost după Runi, și s-a izghit acolo mașină, într-un mal, într-un pom, dracu știu, s-a izghit, eu nu am fost la loc, vremea au trecut, și eu am științat poliția din Iedniț în decembrie 2023, să dea un răspuns pe avaria asta care a fost aici, că e implicat Petrovici și cu Gudumac Anatolie. Gudumac Anatolie s-a rupt piciorul, în vreo două, trei locuri e rupt. Acum eu, dacă am dat la poliție, la poliție de la Iedniță nu primesc răspuns. A legat poliția din Briceni. Ia ca poliția din Briceni a dat răspuns că domn Petrovici, eu am fost și am vorbit cu cetățeanul și ala Gudumac Anatolie Zaharia. Și cum vedeți, ia că astăzi am primit, am cerut în ei rezultatul, ia că ei am primit-o azi, am primit-o. Și fiindcă eu vreau să vorbesc la Saudă Republica,
Îl luați și spune că noi nu putem să ne implicăm că în treaba asta, că noi nu avem dovezi. Dovezile sunt așele, că ei au fost deja și s-au dus, dar nu, dovezile nu au venit la vreme, fiindcă ei sunt implicați. Eu știu ce au făcut ei cu poliția, aici de au acolo. Și băiețul o luat și vreau să stupi treaba asta. Și poliția de la Ierniț nu se implică, așa de la Brășeni i-au dat răspuns, au spus că ei nu, tot nu pot să implice. Am scris la Ministerul de Interne a Republicii Moldova, pe telefonul 255-300, la ministru am dat, Efros. Andrei, Efros, parcă așa e familia lui. Și Andrei i-au dat la altcineva, alt telefon, 255-539, Neclon i-au dat răspuns. Ei ce-au făcut? S-au legat cu Brișeniu și la Chișinău, s-au legat cu Iedvița și au dat un răspuns negativ. Adică nu pot să fac nică că nu-ți dovezi la avaria care a fost. Amut băietul ăsta Gudumac spune că el a chicat de pe trotuar, a spus. Ba de pe trotuar, ba de pe prag la club, ba de pe casă. Are vreo 3 în științări. După cum am aflat, a fost scoră el, atâția i-a chemat scoră ea acasă, scoră i-a luat și l-a dus, nu știu, o înștiințat, l-a dus la Iedniță. La Iedniță nu e înregistrat nicăieri avaria asta, și a fost acolo, absolut deloc. Astăzi a fost poliția la mine și am spus, să-mi dai un răspuns corect. Unde a fost, când a fost înregistrată avaria și a fost înregistrat, nu avaria, dar a fost înregistrat omul care a fost la spital, care el a fost dus, a avut nevoie de îngrijire medicală. Nimeni nu răspunde nică, nu găsește nicăieri nimică. Acum el este omul, este cu voie, vorbea mamă sau lui, că ea ca a ieșit la, a fost la avarie, Petrovici Anatolie, a făcut avarie, ieșea și nu vine să-i aducă bani, să-i dea bani ca să ducă la operații să facă. Acum Gudumac Anatolie, Zaharul, și el s-a dus la Chișinău, a făcut operații. Cât a plătit, o să consumă mare, dar eu nu știu cât a plătit el pentru avare. Locul Ciorușeala Psenic era rupt mai multe locuri și acolo o să vede. Eu am fost și am constatat singur, ca așa fior. Dacă îi rup ciorul stângă, după rul era domnul Gudumac. El, Petrovici, i-a dat mașina lui, a venit mașina și undeva și el nu a avut opăt la mașină și s-a izghit undeva acolo și nu spune nici unul nimic. Acum eu vreau ca să audă toți, înțelegi, la noi orice avarie, în Trinca, dacă este chiar în Trinca, cetățenii sunt tare mincinoși. Ei, după minciuni, Doamne sferește, cum primarul mincinos, Gudumac Anatolie, așa și asta. Înțelegi? Și vreau să spun, cer ca Ministerul de Interne, Republicii Moldova, și să țin legătură cu Ministerul, cu Poliția de la Iedniță, Poliția de la Briceni, ca să vie să ne implicăm, să vedem, să facem o comisie la fața locului, să demonstrăm, înțelegi, ruptura și chică de casă, ruptura s-a pălit undeva, o chică de pe trotuar. Nu ieșe cu rupturi, înțelegi, ca să nu se înțeleagă, să vadă și ea, cu comisie. Și asta eu vreau să fac, înțelegi, că eu nu vreau. Ei spun, mă tai auzit de la babi și dacă crește o babă prostie, și mă tai eu tot crezi prostie. Eu toată viața mea, cât am luptat și cât am niciodată, n-am vorbit prostii. N-am spus la nimeni, dar chem o comisie de la Ministerul de Interne să nu șadă prin cabinete și să șadă pe scaune calde acolo și dacă este ceva să vie să vedem, să verificăm întrebarea asta, să luptăm cu toate este minciunile astea care sunt, deci că el pe urmă își duc să-și facă grup, că nu-i de pensie băietul, și să duc și fac grupă și pe urmă toți la noi primesc grupi. Trebuie statul să plătească, dar de ce să nu plătească cei care vinoveți? Tamar cu avarea cei care au fost la mine, care în stânc, s-au prăvălit omul după stânc, 10 ani de zile au fost, primarul a știut că trăi omul Iedniț, a știut tăți, înțelegi? Tu mă la urmă la 10 ani după ce el a murit, a decedat. Așa și este, minciunile este, mergi, trebuie să plătească statul de pe urma bețăvanilor, pe urmă trebuie să plinesc un salariu mai mare decât așa care oamenii muncesc, care se stăru și muncesc. Aici de cu minciunile, eu am spus, ia ca el a scris, așa la Brișeni a spus, tu scrie întrânsă declarații false, scrie tras la răspundere. Aici, uitați la scrisoarea că o trimiți azi, de la Brișeni,
Am primit. Eu am cerut ideea asta și ei se implici în treaba asta să rezolvăm întrebarea. Lasă-mi ei comisia, lasă chem expertul. Lasă-mi ei și camera la Zăpraucă, când a fost ei la Zăpraucă acolo, că acolo este înregistrat, înțelegi? Toate sunt, se înregistrează. Și noi vrem, înțelegi, și eu vreau pentru asta, fac apelul ăsta, către toate ministerele de interne, lucrătorii de poliție, de la auto, să se implice, să-l găsească pe Petrovici și Anatolie, să facă verificare la mașină. Unii au reparat mașina și eu am făcut cu mașina. Amu iar a venit de unul, iar s-a plecat el la mine, nu vine. Că el mi-a spus că eu nu te iert și eu n-am și te iertat. Ei nu înțelegi că el să-l iert. Da. Noi am ascultat de părinți tăi și ți-a spus, eu nu te iert. Eu vreau ca să fie și îi tragi la răspundere. Și aceștia care ascult nu vor să lucreze la Ministerul de Interne, care eu am dat în științare. Nimeni nu vor să înțelege. Tot îi bardacul ăsta se face, tot se asturbă și tot. Întringa, nu numai asta este, sunt o grămadă de dosare care fac falsificații s-au făcut. Au plătit băieții o grămadă bani. Înțelegeți, plătesc. Dar nu vreau să-i implici nimeni. Au omorât oamenii. Mai ales cu rachiul ăsta, pesc, că au fost. Au murit zeci oameni acolo, s-au strâns, care au băut rachiul acolo. Au zdohnit acolo pe dealul și ala. Nimeni. Da, iarna când îngheța un om în mașină și ruga să iasă, să-l ducă acasă, la ajut. Așa la nou, dar acolo s-a făcut gălăjie. Da, aici nu se face gălăjie, unde a murit lumea. S-a vândut rachiul lui Lupu, s-a vândut narcotica lui Dodonor, lui Deacov, de la Cineu a dus el băieț primarul care a fost prins cu narcotică. Procuratura a venit de la Glodeni, a schimbat procurorul pe nostru, șede și urlă prin prejurul clădirii și e. Eu am fost acolo vreo două săptămâni în urmă și am mai criticat o leacă, am mai codat, înțelegi? E mai mare bărdac de la Glodeni decât ăsta procurorul ăsta. Și el dar nu răspunde la telefon. Nici procurorul, nici comisarul de la Bălț, înțelegi? Acolo nu vin, nu vreau să răspund, nu vreau să facă legătura cu mine. Chistem. Da, asta. Și eu aș ieri ca să rezolvat o asta de rezolvat întrebarea și cu domnul Gudumac Anatolie, eu vreau să facă să audă și la Leningrad, să audă. Ce mașină? Justiția din Leningrad, care a fost pe anii 80, 84, 85, care a fost acolo, când a fost cu Petrovici Anatolie, trebuie să fie executat, el e în libertate, dar în locul lui a executat pe altul. Cer că să vie de acolo justiție, să iei, să ne clarificăm, înțeleg, să vedem adevărul unii. Dar au dus banii măsa de la copii. Controlăm cecurile de la băieți care tațuri au lăsat 3-4 mii de rubri atunci cum erau, că erau bani. La copii au lăsat la desc. El a lucrat la vară, spun tata, fratele meu a lucrat acolo și ei au avut bani au făcut acolo cu copiii cu un altul. Și ia că asta e tăt socoteala. Nu mai departe, cu varul, să grăiește. Aici este, ia că am primit astăzi. La noi, știi, grotile de vară nu mai sunt prin ca lasatele la casele oamenilor. Acum fac niște groti de vară, ajunge până la 80 de tone. Până la 80 de tone ajunge, undeva peste 1 milion de lei ies. Acum când a fost aici, a fost de la, mai, asta încă în 2019, tot așa e, și a fost Mihai Ublea, la Procuratura Generală. Am scris pe tot locul. Am găsit un vagon de lemne. Un vagon de lemne era acolo. Este eu șed cu fotografia și cu asta este ducăză care de arătat, înțelegi, este documentul unde-i făcut fotografii cu mine, făcut tot unii lemnele, un vagon de lemne. O groapă de vară. Avea 2 metri înălțimea, adâncimea 2 metri, 4 metri adâncimea, cu tătul socoate, înțelegi, undeva și 80 de toane de vară. A fost pus sub peliculă. După ce a plecat domnul Ublea Mihai de la Tringa, el s-a spus că n-au documente nici unul, mi-a spus că eu am fost la fața locului cu dânsul. Ublea Mihai a plecat și s-a dus la curort. Și două zile, vară a plecat de sub peliculă, a plecat. La Iedniță procurorul nu mi-a spus nici, îi spune, domn Petrovici sună la 112 și a venit și a verificat unii vară. Dar Petrovici nu primește salariu, Petrovici nu primește și ea, de Petrovici se bat joc tăți, înțelegi, că eu îl trădez. Asta e, că eu trădez satul și eu nu-l dau pași să lucreze să oameni să facă o capeică. Iată ce faci. Lasă să fac capeică, să o fac. Aici toți implicați, cum am spus. Începând de la primar Gudumac Anatolie Andreevici și gătind cu comisarul raioanelui Iedniță, înțelegi, poliția, procuratura raională, judecătorii de aici,
Locul inspecției, ecologia, toți sunt implicați în treaba asta. Eu aș dori ca să vii la fața locului, să digătit, înțelegi, la tringa de astupat, tăi de grotul este, la Târnova. Sunt 8 groi de vară. Unii fac vară, permanent fac vară acolo și se duc. Poliția nu se duce că e la deală, e la jumătate de câmp undeva acolo și nu se duce și poliția, nu urmează nimic. Vară se vinde peste locul. Și la Brășeni, și la Iedniț, pe Republic se vinde mărg, mașinile se duc, înțelegi, cu vară. Asta e ceea ce eu pot să vă informez, că eu nu mai am putere de-a mă. Știți că eu merg în două cărje și nu vreau să mă scot, nimeni nu vrea să mă ajute. Mai departe, eu asta fac reclama asta pentru ca să spun, înțelegi, cer de urgență ministrul de interne și ministra sănătății să implice, să vinim la Iedniț, să verificăm, că la Iedniț tot e un bărdac și la medicină acolo. Ca ștaman la Cineu, într-un clou, unii au vrut să mă otrăjească pe mine acolo, când am venit cu cioarele înflate de acolo și până în prezent, eu nu mă pot lecui ca lume, înțelegi, nu pot merge de picioare, mi-au otrăjit cioarele la mine, nu mă susțin. Și eu cred că poate doamna asta, cum e familia ei, e Nimerencu, doamna ministru Nicurencu, luați în mână, domnule prim-ministru Dorin Receanu, luați ca ministri și lucrez. Ați mărit pleafa la acest ministru, dar tăi șezi prin cabinete, nu îmbră nimeni, nu faci nimic. Este o deputată numai de la Brășeni care m-a ascultat pe mine, Efimia. Efimie, zice, și ei, familia, nu știu cum, e fost, e îmblă femeie și ea, adevărat, ea e avocată, e adevărat un deputat care face treabă cu lumea și face scoate. Am fost invitat de dumneavoastră să mă duc la Cineu, la Deza, la audiență acolo, dar eu, doamnă, îmi trebuie 500 de rubli să mă duc și să vin, îmi trebuie 500 de rubli, să mai mănânc și o mașină poate trebuie să înnăgnesc, înțelegi, că nu pot, n-am bani, înțelegi. Eu la mine temperatura în casă e 15 grade, mai mult nu a fost, înțelegi, în asta iarnă de 15 grade la mine în casă, că eu fac economii ca să pot să trăiesc, să am și plăti, înțelegi. Și aș ruga să o organizeze. Aia este ministri ecologiei și ministrul nălogului inspecției. Puteți să o formez o curumandă, să vedem, să vii la fața locului. Am toate documentele și toate dovezile. Ia, ca pe mine mă trimite poliția, mă trimite la judecată. Eu să merg în judecată. Și ocazii să merg în judecată. Ei trebuie să șadă numai să le dai lor mură în gură și eu trebuie să merg în judecată. Că l-am amendat pe omul ăla pe articolul 263. Poți să-l amendezi tu cât vrei, înțelegi, că la ardu ne plătești la poliție și la asta. Pădurile stai, eu în capăt. Pădurile stai. Scaturi noaptea, ardu mă afumă tot trinca asta. Aici și satele împrejur, dealurile vorbim cu care merg, înțelegi, la Târnova, acolo nu-i niciun control nici la primarul din Târnova. Iată, eu asta am vrut să informez. Ca să organele legii să scoale, să nu se doarmă să facă acolo. De domnul Untilă Vecislav vreau să spun. M-am ajuns aici de la gazurile hazaistului, ne-au scris încă în 2022-2023. Am plătit 800 de lei. Am scris la Until, el e în comisie pentru drepturile omului și cumpărători ăștia. Nu s-au uitat nimic, s-au uitat numai că ăștia i-au dat sprau că-i tătă în regulă și gata, și Until șede și doarme. Îl sun zi și noapte și nu răspunde. Nici la telefon, nici la lucru nu dă voie să-l grăiești cu dânsul, că el e ocupat, are ședință. Eu așa general și acolo stăți 10 oameni care lucrează, stăți asta, să președință. Eu nu mă înțeleg. Președință, eu am făcut președință ca să primească salariu. Stăți președință, stăți 10 președință, cum a spus un președinte, așa și este. Acum vreau să văd, am tot un dosar acum, am dat și la ziarul de gardă, am dat și la nu credem că avocatul ar să dea la ministerie, la curtea de apel, la Cineu, și au dat acolo materiale și am primit răspuns că e primit materialul, e să le iei la control și am să vedem și de acolo cum o zica. Că la Bălți și la Cineu aici au respins materialele. Mă vedeți ce a spune Cineu. Dar ce tot așa lucrează. Ce funcție are Until acum? Until e președintele pe aici care cumpără, pe cumpărătorii ăștia se ia apele, cumpărătorii.
Ok, Funcția dar lui Rudu acolo Maca, este. Anatol și pe primar și pe cel care a făcut accidentul, la fel îi cheamă? Nu știu și bler, deci n-am înțeles întrebarea. Anatol Gudumac și primarul se numește Anatol Gudumac și cel care a făcut accidentul, prietenul lui Da, nepotul matale? așa la Zaharia, dar este al lui Andrei. Am înțeles. Când mă uitam că seamănă numele și cum așa, poate ai încurcat mata ceva. Și accidentul s-a întâmplat între două sate, între două raioane. De atât te-ai adresat și la Iedineț și la Briceni, da? Da. Dar nu știi, nu a lovit altă mașină, doar ei s-au accidentat. Mașina lor și atât. Anatolie, el șede, înțelegi că el e muicușorul. N-are, o, aici, da. N-ai spus, n-am înțeles. În accidentul acela nu a lovit altă mașină sau vreun pieton, doar mașina lor s-a Nu, accidentat. ei s-au palit acolo, sau într-un stâlp, sau într-un pom undeva, dar și fost încă 2 metri, aveau să ușit amândoi acolo. Am înțeles. Acolo nu se vede acum, că a trecut vremea de tot anul trecut, din noi. Prin decembrie a plouat, acolo nu se vede urmă, nu se vede nică, cineva a fost. Deci aproape jumătate de an în urmă a fost Tot eu, accidentul. nu știu, spune că a fost o grămadă de teatru, dar nu-i nimic, am curățit teatru, chiar că el a fost nepotul unu. Jumătate de an în Ce-ai urmă a fost spus? accidentul, am înțeles. Dar în noiembrie a fost, în noiembrie a fost și eu aștept, că am fost azi. Am spus, aștept tot să vină răspuns, nu da nimeni, înțelegi? Dar eu spun, ei fac așa documente. Eu am aici în Trinca oamenii care ei și, înțelegi, o beau, nu numai oameni, dar și femei, beau și se rup, ia că la, duc la magazine, iese de pragul, tic, să ușit, și nu se duc când o zbiete, dar se duc când streș. Duc și fac, înțelegi, și le dau, ori se duc și îi pun la fără lucru acolo și le plătesc bani, ori fac documente, că se rup picioarele și eu pus în grupă. Ca și cu avarie și ei, care am spus, nimeni nu-i tras la răspundere. Băietul 10 ani o zăcut, dar nănașa lui de cununie, a luat-o primarul, a lucrat în primărie, o primată, a lucrat ca medic. A lucrat ca medic și i-a dat bani. Că nu puteți să-i iei bani, eu la policlinic l-am pus pe dânsul, dacă spune adevărul, apoi facem grupă. Dacă nu i-a spune adevărul, nu-i facem grupă. Eu făcut grupă exact când a mers mortul la Sinterim, s-a dus și a pus, a venit și grupa și a pus-o pe cruce la Sinterim, grupa lui. Ultima, când s-a mers, s-a spus adevărul în ziua când s-a îngropat, înțelegi. Băieți care au fost cu dâns și chemat la în carieră și au prăvălit, i-au pus, înțelegi, acolo în pericol și ala și o chicat bolhani, o dat jos acolo, eu știu că au făcut zârâv acolo, și o chicat în pericol, și ei nu au fost niciunul la mormântare. Nu l-a catat niciunul 10 ani de zile. După și el a chicat într-așa situație. Numai un băiet a fost așa la care a distribuit treaba asta și a spus adevărul unde și a fost. Dar poliția și procuratura nu vrea să-i implice, să deschidem dosarul ăsta, să-i tragem pe băieți la răspundere. Nu vor. Nu vor. Ei nu vreau. Toți care s-au schimbat aici, poliția și procuratura, toți nu vor. Ei dă-le fapte nouă, am făcut proaspete.